Ziua a șapte. Am fost învățați să fim dușmanii existenței. Ni s-au predat ideologii care neagă viața și s-a procedat astfel de atâta vreme încât ne-a intrat în sânge, în oase, în măduvă. Nu iubim viața, o urâm, iar așa zisele religii i-au învățat pe oameni că viața este o pedeapsă, că suntem pedepsiți pentru păcatul originar. Viața nu este o pedeapsă, este o recompensă, un cadou. Fii prietenul ei. În momentul în care începi să te împrietenești cu viața, vei fi surprins să afli cât este de frumoasă, cât este de poetică, de muzicală. Odată ce-ți dispare ideea de negare, iar în interiorul tău se statornicește ceva pozitiv, se deschide o poartă secretă, iar viața începe să îți reveleze misterele. Acele mistere nu pot fi revelate decât prietenilor, nu pot fi revelate oricui, nu pot fi făcute publice. Numai când ești într-o relație profundă și intimă cu viața, aceasta își deschide inima pentru tine. În acea deschidere afli ce este adevărul, ce este iubirea, ce este extazul, ce este existența.